cu faza cu papahagii este că papahagii a zis o declarație imbecilă. Sora mea, care locuiește vreo 15 ani în Belgia, a revenit la Cluj zilele astea. Ce a observat ea? Siguranța, abundența, a apreciat magazine de taxi până târziu, nenumărate case, străzi, piețe, parcuri renovate. Mereu se întâmplă ceva. Mi-a spus că într-un deceniu calitatea vieții va fi mai bună la Cluj decât în multe orașe franceze. Eu cred că deja la Cluj sau la Oradea trăiești la fel de bine ca la Lille, că Mănăștirul sau Rogeriu sunt oricum mai sigure decât Turcoa, Rubé sau Villeneuve-d'Ascaut. Ce zice ăsta odată? Odată zice că francezii s-au dus pe pulă pentru că au venit foarte mulți maghrebieni. Asta zice. Ceea ce nu pot să zic că e tocmai greșit. Știi? Nu pot să zic că n-are dreptate, că au ghetoizat și să omoară și să lovesc și mai jefuiesc și mai nu știu ce. Ceea ce pot să zic că nu e adevărat. Dar să vii să spui că e viața mult mai bună când prețurile alimente sunt mai mari în România decât în orice țară din lumea asta, e pur și simplu, trebuie să fie aerian. Trebuie să fie aerian. Trebuie să nu fie ieșit din casă în ultimii ani. Trebuie să nu fie ieșit din casă în ultimii ani. Am un prieten care locuiește în Belgia și constant, pentru că mai vine până țară, face comparații la alimente. Sunt mai ieftine, deci mâncarea este mai ieftină, aceeași chestie în același lanț de magazin, nu vreau să spun numele că nu dă bani, prețurile sunt mai mari în România. Cum și de ce se întâmplă asta? Și vă spun calitatea vieții. Care e calitatea vieții, tată? Ai piste de biciclete? Ai sate electrificate? Care e calitatea vieții? Care e calitatea vieții? Ai liniște? Ai poliție? Dacă sunt la poliție și reclam pe vecinul care dă manele să rezolvă ceva vreodată? Ai câini agresivi care urlă și care sunt plimbați fără bodniță? Se rezolvă ceva vreodată? Ai o căruță de crescători de Amstaff sau alte rase periculoase de care toată lumea știe? Se-a rezolvat ceva până nu mușcă pe cineva și atunci vine poliția și spune: Oule, e prima oară când văd așa ceva. Bine, ăsta e și rău intenționat, să ne înțelegem, e rău intenționat. Dar sunt o căruță de oameni care sunt așa, care nu ies din casă. Nu ies din casă sau trăiesc într-o bulă din asta cu să mergem la un brunch, să bem cafea prăjită, nu știu de care, pentru că știi, ai 3.000 de euro salariu și ai impresia că Bucureștiul este așa cum e în București și peste tot în rest. Sau te-ai dus tu la un prieten la Balotești care avea de toate în curte și ai spus: da, mă, dar așa e peste tot în România. Știi? Adică România reală este și la știrile de la ora 5. Când auzi, știi, citești aia cu a fost acum. Asta e România reală, e și asta. Sunt și firmele de IT, sunt și Brașovul cu șomaj zero și așa mai departe. Dar știi, România reală este și asta. Pe care papahagii nu o vede. Și asta e România reală. România reală sunt știrile alea cu tatăl și unchiul o violau pe fetița de 11 ani și a rămas gravidă. Asta e România reală. Dincolo de orașele mari, dincolo de satele mai industrializate, mai înstărite. Eu am 3.000 de euro salariu, casiera de la, sau mă rog, lucrătorul de la IKEA are 1.800. Statistic, suntem bine. Eu am mâncat astăzi două pâini, el n-a mâncat niciuna. Statistic, suntem bine. Statistica spune că s-a mâncat două pâini. Când trebuie să mai scoți nasul din statistici. Trebuie să mai scoți nasul din statistici. Să te mai uiți și până jur. Să te mai uiți, nu neapărat la cât de rău o duc bătrânii, deși și eu o duc bătrânii. Și așa mai departe. Dar e jignitor. Este jignitor. Să vii să spui calitatea vieții este... Da, într-adevăr, România este o țară oarecum safe față de altele. Da, bă, te uiți la calitatea spitalelor, la lipsa autostrăzilor. Te uiți că abia acum s-a făcut un căcat de pod până la Tulcea. Știi, te uiți câți oameni n-au ce mânca. Te uiți că s-a triplat coșul. Te uiți la încălzire. România are rezerve naturale. Prețurile sunt la fel ca peste tot. La fel ca Ungaria, care nu are rezerve naturale de nimic. Cum se întâmplă chestia asta? E jignitor să spui toate căcaturile astea. E jignitor când te uiți la parcul auto. Uite la parcul auto. De ce au românii toate rablele aia? De ce?
O duc bine? De ce sunt, de ce sunt în orașe? În oraș, Brașov. De ce sunt zeci de case dărăpânate în oraș? De ce? De ce? De ce suntem top la mame minore? De ce? Că se trăiește bine în România? Dar România este o țară, sigur, nu prea avem teroriști, n-au venit arabi din aia, adică nu s-au enclavizat, nu s-au ghetoizat, nu știu ce, așa mai departe. Au venit ăștia din Asia care sunt musulmani și sunt pașnici. Da, calitatea vieții este... Da, România e Mercedes GL versus Palas Strahaș, practic nu e pătura de mijloc. Da, pătura din mijloc este formată din oameni ca mine, IT-ști și oameni care au prins middle management să lucreze mai mult de 5 ani în middle management. Cam asta e patra de mijloc. Și ai cele două extreme. Din nou, dacă vreți exemplu, mergeți pe Reddit. Mergeți pe Reddit România. Oamenii ăia nu știu nimic despre nimic. Sunt niște alieni complet. Și în momentul în care le spui adevărul sau le ceri o dovadă pentru tâmpenile pe care le spun, ei defazat total. Ei defazat total. Și ăia sunt pătura de mijloc, adică oameni care fac bani, la fel ca și paphagi, dar nu ies din casă, adică în momentul în care oamenii normali, cum mă rog, copiii normali ieșeau să bată mingea sau nu știu ce, ei stăteau în casă, speriați, și de-aia n-au avut niciun fel de experiență. V-am zis, exemplul meu favorit după Reddit sunt două, e două, unul este ăla care povestea că a făcut accident și l-a prostit ăla că, domnule, hai că vorbim la telefon că mai târziu și i-a dat un număr de telefon fals. Și prostul băia și povestea că, domne, că eu nu l-am sunat și n-am făcut nicio poză la locul accidentului și eu ce fac acum? Deci, nu l-a dus cap, nu-i funcționează, creierul lui nu funcționează în lumea reală. Sau diverse exemple cu gagici care toate sunt gold digger, că nu știu ce, nu. Nu, ești tu prost care n-ai avut până acum experiență cu niciun fel de femei și cu niciun fel de oameni și de-aia crezi că toate gagicile vor să mănânce banii. Tare dracului. Și al doilea exemplu cu un prost care zicea că l-a prins poliția pe stradă că avea iarbă și un cântar de cântărit și l-a încadrat la traficant de droguri. Și de fapt el se dusese la un prieten să ia cântarul de droguri și să ducă acasă să cântărească. Știi, și au fost niște întrebări de-astea, nu te spăra. Deci te-ai dus cu iarba la prietenul care avea cântar și în loc să cântărești acolo să pleci, ai luat cântarul de la el să duci la tine acasă să cântărești, da? Nu ți se pare că cam scârție logica asta un pic? De curiozitate întreb, nu se pare că scârge și pe care și-a șters contul. Ăștia sunt și sunt o căruță, sunt zeci de exemple. Și mai avem și pe al nostru, că și al nostru e la fel. Scamul ăsta e de 20 de ani. El abia azi l-a întâlnit. Nu știa până acum de chestia asta. Țarii mari, știu ce, și încep să aibă... Faza cu Reddit-ul e următoarea, cu Reddit România. E următoarea. Oamenii ăștia, având foarte mulți bani, au început să aibă păreri. Și părerile sunt tâmpe de obicei. Pentru că n-au niciun fel de experiență de viață, nu citesc, nu sunt stare să lege două chestii. La fel și cu politicienii. Nu sunt stare să lege două chestii. Știi? Trec pe lângă. Și da, au păreri imbecile. Și faptul că au bani, încep să-și dea cu părerea. Și băi, stai jos, că nu e cazul. Nu e cazul. Sunt oameni care își dau cu părerea profesionist, care citesc 7 știri și spun o părere.